Salutare vulpițelor și hudinașilor! Astăzi suntem la casa noastră super luxoasă și am venit în vizită să văd ce a făcut Houdini Junior cu Houdini. Am înțeles că a făcut o piscină din aia super mișto pe acoperiș și o să mergem să o vedem și o să decorăm restul casei, deci vă rog să dați un mare like ca să iasă casa superbă, să vă abonați canalului nostru și... Avem și Instagram, foxy.insta și houdini.insta. Hai să intrăm în casă, casa asta portocalii e super, super luxoasă de vulpiță, dar și de hudinași. Hei, salutare! Salutare, salutare! Hai să mergem să vedem și noi căsuța asta. Bună dimineața, apropo, deci Houdini și Houdini Junior sunt cam somnoroși în dimineața aceasta, deci... Aoleo, că nu mai pot de somn, Foxy! Deci o să îi cam ia locul morocănos astăzi, cred că... ia uite cum arată primul etaj, cum ar veni, da. Mamă, parterul, intrarea, de fapt. Intrarea, living-ul cu șemineu, focul arde, avem... trei tablouri din astea cu Minecraft, Houdini, îl avem și pe Houdini Junior aici. Mamă, da, și ia uite, se mișcă, e viu Houdini Junior. Dacă vă vine să credeți. S-a urcat acolo pe colțar, dar nu. Da, vrea să iasă în evidență. Deci ăsta ar fi parterul unde intri direct așa frumos în sufragerie. Și beciul creepy al lui Granny. Ia uite ce beci aici. Creepy al lui Granny. Deci chiar arată foarte creepy. Mamă, dar poți să dai aici, poți să dai ture, fii atentă, Foxy. Te duci în beci și alergi. Faci jogging. Eu zic să alergăm pe afară. Faci jogging în beci, ia uite. De ce ai vrea să alergi în beci, Houdini? Ia uite, mă, Foxy, cum alerg în beci. Ești liliac și eu nu știu. Da, mă transform în Batman. Așa. Bun, și hai acum... să mergem la etaj să vedem ce e aici. Aici gol. Aici este gol, aici trebuie să facem bucătărie, baie și dormitor. Gol pușcă aici, ia să și vedem altundeva. Și mai plouă și în casă, că nu știu ce ați făcut cu piscina. A, țevile astea mai curge de la țevi. Dar aceasta este piscina! Uhu! Houdini, ia uite, bagă-te în apă puțin și după aia să vii să te ștergi pe prășul ăla de afară. Ia uite-te! Mamă, ce bine e în apă, mama mea, m-am răcorit. O să ne invidieze toți vecinii că avem cea mai tare piscină din oraș. Ia uite-te că ei nici nu au piscină pe acoperiș. Păi asta zic, că sărmai, numai noi suntem bogătani și avem piscină de asta șmecheră. O să fim șefi aici, Foxy, o să fim șefi, o să vezi. Șef pe orașul ăsta, nu? Da, 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 aici mă gândeam să facem și niște grătărele. Mamă, că facem și grădină pe acoperiș. Da, ne punem acolo un strat de... pământ și ne facem ceva. Da, sper să nu ajungă pământul în casă cu vada. Da. Și eu sper. Bun, și aici nu ne apucăm de construcție. Da, eu zic că aici unde pică apă să facem baia, că nu, pică apă. Și aici bucătăria în partea da, asta. Da, pe, da, da, da. Pe acolo pe unde avem loc bucătăria. Și... ia să vedem. Păi atunci trebuie aici făcut un zid, nu? Uh-huh. Și trebuie și ușă. Să vedem, să ne gândim. Facem ceva de genul ăsta și aici intre direct așa frumos, bam, și ajungi în baie. Exact. Deci o să închidem ăsta, nu? Da. Pentru că pe unde mai ajungi în dormitor, oare? Păi, da, trebuie să ne gândim, să vedem. Houdini Junior, ce faci acolo pe scară? Să facem așa, oare, păi și... să facem și aici ușă? Da. Și atunci o să ajungem din baie prin baie. Mamă, ce ciudat să ajungi din baie. O să fie ciudat, dar n-avem altfel cum să n-avem facem. N-avem altă soluție. Deși sau casa... să facem aici bucătăria și din coace baia. De asta ar fi singura soluție. Să treci din bucătărie în dormitor, ce? Mai da. Într-adevăr. Lasă-o așa mai bine. Deci aici o să fie bucătăria, nu și aici baia. Deci și baia asta e cam mare. Da, e cam mare față de bucătărie. Deci să mai... stai, din zid. Din partea asta, de... păi de unde? Dormitor. Ostia, să le scoți. Le pot scoate, da. Să pui zidul mai încoace, gen. Aici așa să fie zidul? Nu, n-ai înțeles. Să pui aici, gen. Și să rămână loc pe lângă să treci în dormitor. Așa. Mă zic așa? Da. Da, și așa merge, să eu zicem. Eu cred că așa merge. No, bun, hai să facem așa atunci. Și treci așa, ca să nu așa că ai luat ușa. N-am luat ușa, dar e tu o ușă, de pe aici. Las că mă duc și iau ușa de jos. E ușa de jos? A, da, că mai avem, da.
Uite, să nu mă duc și iau ușe de la vecini. De la vecini? Dar vecinii nu cred că au uși. Ba da, ia uite, avea aici vecinul o ușă. E furușa. Aaa, ce fain. I-am furat ușa la vecinul, gata. Să te prinde vecinul și ne punem rău de la început cu vecinii. Lasă că o să-i pun banii în poștă. I-am furat ușa, îmi pare rău, vecine. Te-am lăsat fără ușa. Dar nu aici, n-ai înțeles, nu aici. Sparge. De unde Foxy? Foxy, pe aici treci ca să ajungi în dormitor. Păi și unde punem ușa? Stai că ți-arăt eu. Aoleu, hai să vedem unde vrea Foxy aici să pună. Aici pui ușa. Acolo Foxy și aici pui ușa. Ah, ok, și o să fie doar așa și aici. Da, că să-i loc să ajungi în cameră. Am înțeles. Da, acum ai înțeles. Așa, nu? V-am zis eu că e dimineață și hudinii și hudinii și mie mi-e somn de nu mai pot. Ai loc și să ajungi în dormitor, nu mai trebuie să treci prin baie ca să ajungi în dormitor. Ah, ok, super, e de bună idee. Hai să vedem. Și facem aici baia, nu? Mhm. Și la baie, ce vrei să facem aici la baie, Foxy? Facem duș, toaletă, bineînțeles. Dacă loc de cadă n-avem, păi și duș o să fie aici și în partea asta am putea, nu? Geamuri, ce are dacă te aici la geamuri se vadă vecinii când faci duș? Da, ce are? Că punem geam de ăsta fumuriu. Unde? Și atunci punem aici dușul, nu? Mhm. În colțul ăsta, ia să vedem. Punem așa ceva. Mhm. O să-ți fie dușul. Da, să pui și sticla portocalie, că am cumpărat sticlă portocalie. Bun, stai așa să vedem. Așa. Da, ceva de genul ăsta va trebui să fie, nu? Uite ce fain e dușul cu sticla portocalie. Vezi? Super drăguț. Așa ceva ar trebui să fie aici, să fie dușul. Tac, 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 frumos așa. Te bagi sub duș. Uai, ce fain e, foarte fain. Te văd vecinii, îți văd vecinii fundul când faci dușa. Aoleo, jale. Asta e. Bun. Toaleta și chiuveta trebuie să o mai punem undeva. Da, păi toaleta o să punem aici și am. Presimt eu că aici ar veni toaleta. Și aici. Și aici chiuveta în față. Da. Tu. Punem așa aici. Și punem un robinet. Ne trebuie și robinetul. Așa ceva, bun. Gata, ia uite. Avem și baie. Avem baia făcută deja, frumușel, așa. Îți place, Foxy, cum ai și baia? E drăguță, nu e așa foarte mare, dar e drăguță, e luminată. Uite, și mai puteți să mai punem aici și un sertar, nu? Am putea. Uite așa ceva. Așa, ce zici, nu? Da, e perfect. Un sertar așa frumos. Bun, deci am gătat baia. Hai să vedem bucătăria atunci. Ok, la bucătărie avem nevoie aici de dulapuri, nu? Da, clar. Pe tot peretele ăsta. Ai putea să spargi și în mijloc ca să pui aragazul? În mijloc, da, aici spunem un aragaz în mijloc. Așa. Bam, bam, bam. Și putem spune și niște sertare. Exact. Ceva de genul acesta. Da, în bucătărie nu prea putem spune multe chestii. Iar mai trebuie o masă undeva. Nu mai prea avem unde. Decât aici să zicem, dar o să fie după aceea. Nu. Hai să încercăm să vedem. Nu știu dacă ocupă prea mult spațiu. Da, o să fie ceva de genul ăsta. Așa, mai micuță, da. Așa e ok. O măsuță așa mică, nu? Da, așa e ok. Aici mâncăm. Bam, 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 aici putem să mâncăm frumos. Easy. Easy peasy. Bine, ar mai fi trebuit un frigider, dar... Unde îl punem? Nu știu unde. Uite, putem să renunțăm aici la... Un din de asta și facem frigider. Și ăsta e frigiderul. Da, pune tot așa cu două mânere să deschizi frigiderul. Să punem așa cu două mânere. Da. Bam. Congelator și frigider. Deci avem aici dulăpior, aragaz, frigider și măsuță. Super. Și așa nu o să gătim noi foarte mult. Astăzi mâncăm și noi mai mult în oraș sau mai mergem pe la Houdini Junior, pe la Jessie, că ei gătesc mai mult în perioada asta cum îl au și pe Gigel. Nice. Uite aici am putea să punem patul, nu? Nu. Vrei la fereastră, să, nu vrei? Să te rostogolești din patul noaptea și să cazi direct pe scări? Da, unde era interesant, așa frumos. Nu, acolo mai bine pui dulapul. Putem să punem, uite, așa de exemplu aici. Să cu tine că dormi noaptea. Așa da. Așa ar merge. Ce zici? Dar n-ai loc de pat acolo. Să nu mai punem astea? Poți
poți să pui, poți să pui așa, dar acolo pui dulapul. Asta aș putea să-l sparg totuși. Că n-ai loc să pui patul acolo, mai bine pui... Deci aici zici dulap, da? Da. Dacă pun dulap, nu se mai vadă geamul, asta e faza. Da, păi da, cine se uită pe geamul ăla din cap? Păi nu știu, să pun dulap zici? Ce da. Culoare să-l pun? Păi alb. Alb cu butoane. Am astupat geamul, nu mai avem geam. Punem butoane aici? Așa. Și aici putem să facem apoi patul matrimonial. Unde? Aici, în spațiu ăsta. Du-te Houdini Junior. Aici unde e Houdini Junior? Da. Să-l facem, să ne gândim așa, cam de două ar veni, nu? Da, da, să-l faci cu spătar din ăla interesant, că am luat eu. Ah, dă-te Houdini Junior de aici. Dă-te grosanule. Mici, 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 mici. Că însomnoros Houdini Junior, că nu-ți zice nimic. Da. Ui, mă plimbam și eu pe aici, mă uitam. Ce aveți cu mine? Păi am văzut că n-ai zis nimic. Îmi pare rău, eu eram cam somnoros, acum m-am trezit. Tu și taică-to, tu-i somnoros. Aoleu. Dar ce ați făcut azi noapte, pe la ora 1, nu dormiați? Ba da, am dormit. Unde? Pe live dormiați? Prin jos. Păi a stat azi noapte, tot noaptea pe live, a? Asta ați făcut? Îmi pare rău. Aoleu, uite, cam așa ceva ar veni patul. Cam așa ceva ar veni. Nu știu dacă încape patul aici așa. Cum să nu ia, uite. Mamă, ia uite ce pătuț aici. Pătoi. Pătoi. Așa ceva ar veni patul. Chiar e mare patul ăsta. Da, deci avem dita mai patul aici. Dulap. Dulapior. Și să pui și covor alb. Covor alb, pe unde să-l pun? În fața la pat. Sau acolo? Nu doar aici în fața la pat, așa? Poți să pui și lângă pat, de fapt. Așa, pe lângă? Așa, da. Așa, ia uite. Arată drăguț. Frumușel. Frumușel, frumușel. Mama mia. Eu zic că e suficient pentru ce avem noi la oraș, merge de numai. Nu, mai putem să mai punem aici niște dulapuri, așa. Da, poți să știi, putem pune și aici niște sertare. Să mai avem aici de pus pentru haine, știi? Bam, 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 uite așa frumos. Da, eu zic că e ok. Intri, bam, 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 e dulap puțin, acolo. Așa, puțin înghesuit pentru casa asta imensă, dar e superbă piscina de afară. Păi asta e ideea, că avem piscina imensă acolo, Foxy. Și bucătăria merge și baia, eu zic că e super. Da, bine. Și avem și dulapuri de aici, 1, 2, 3 dulapuri, bam, 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 acolo încă unul mare. Eu zic că ne ajunge că suntem doar noi doi acum, cât să și folosim. Da, eu zic că a ieșit super și mechera căsuța. Dar la intrare, ia uite ce mișto e la intrare. Mamă, da, aici avem spațiu mare în living. Mamă, și piscina aia, vai. Hai să încheiem episodul în piscina. Păi stai așa să reluăm toată casa. Ia fiți atenți aici, să vedeți toată casa. Deci vii așa frumos, bam, 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 te uiți cu aici, flori frumos, floricele, ușița. Două sonerii să fim siguri că auzim când sună cineva exact. La ușă. Exact, după ce intri vezi aici tablourile frumos, avem șemineul, avem aici dita mai canapeaua, după care o măsuță frumoasă cu o floricică. Pentru oaspeți, acolo mănâncă oaspeții. Să nu uităm de covorașul nostru frumușel maroniu cu alb. Pufos. Așa, aici avem beciul lui Granny, care este gol momentan. Acolo ne facem camera de gaming. În beci? În beci, da. Vai de mine. După care mai avem aici niște scări, urcăm pe scări frumos și ajungem la etajul numărul 1. Aici avem o mini bucătărie frumoasă cu o măsuță. Rabatabilă. Exact, așa, un dulap, un frigider și... un aragaz. Strict nu necesar. După care mergem în baie, unde avem un WC, ca să zicem așa, sau un vas de toaletă. Așa, după care mai avem un lavoar cu chiuvetă așa frumos, bam bam, și dușul. Care, după cum bine observați, sunt ferestre, deși ne văd vecinii fundul. Da, exact. După aceea intrăm în camera, în dormitor, ca să zic așa. Avem aici o grămadă de dulăpioare, avem covoraș alb pufos. Fos. Și un pat portocaliu matrimonial cu alb, după care mai avem încă un dulăpior. Și mergem acum la ultimul etaj, închidem ușa de la baie ca să nu intre miros în casă. Mergem acum sus de tot și când ajungem sus de tot asta pe acoperiș, e...
Cireașa de pe tor, piscina noastră de pe acoperiș. Avem piscina pe acoperiș unde putem să ne bălăcim în neștire. Până ne plictisim, putem să venim aici să facem băiță. Apa este termală, așa că nu o să fie rece nici iarna, dar nici caldă vara, pentru că vara o să fie răcoroasă. Așa că putem să dăm aici petreceri pe acoperiș dacă vrem. Veniți și voi la petrecere. Urmează să facem grădină pe acoperiș, pe partea cealaltă, ca să facem grătare. Da, aici putem să facem o grădinuță așa frumoasă, bam, bam, bam. O să ne ocupăm de ea pe următoarele episoade. Deci, vulpițelor și hudinașilor, nu uitați să rupeți butonul de like, să fiți pe față, pentru că noi postăm în fiecare zi după ora 18, să căutați episodul pe canal și o să facem mari petrecere aici, deci să fiți pe fază. Să înceapă paranghelia și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!